ceea ce s-a întâmplat cu excluderea lui Mircea Joan, a lui Marian Vanghelie, a lui Danciova, a creat poli separați de abordare. Comentariile care s-au făcut după ședința Comitetului Executiv au fost nefericite și nu cred că ar fi trebuit să aibă loc. N-am înțeles foarte bine lucrurile acestea. Eu nu cred că s-au pierdut alegerile din cauza lui Ion Iliescu. Sebastian Ghiță a realizat că l-a pus pe Victor Ponta într-o situație extrem de delicată față de majoritatea membrilor de partid.